Un microbuz în care se aflau șapte persoane s-a lovit cu un autoturism cu doi pasageri azi dimineața la Techirghiol. Opt oameni cu diverse traumatisme au ajuns la spital în urma coliziunii violente dintre cele două vehicule. Cazinoul, simbolul Constanței, a rămas din nou fără bani. Ministerul Dezvoltării nu mai poate plăti investițiile pe 2023 din Programul Național de Construcții de Interes Public iar Compania Națională de Investiții a notificat firma care lucrează la cazino. Lucrările de restaurare au început în urmă cu 3 ani și sunt finalizate în proporție de 70%. Autoritățile naționale și locale se pregătesc să pună în dezbatere publică programul dedicat românilor care vor să-și schimbe sobele vechi cu unele eficiente energetic. În acest moment, sobele din majoritatea gospodărilor au în jur de 20% randament adică pe lângă faptul că poluează consumă și mai mult combustibil. În România peste 3 milioane de gospodării au sobe. Accident rutier cu victime multiple la Constanța. O persoană cu diverse traumatisme a ajuns la spital în urma coliziunii violente dintre un microbus și un autoturism. Accidentul a avut loc la Techirghiol înainte de 7 dimineața. Un microbus în care se aflau șapte persoane a colizionat cu un autoturism cu două persoane din cauze pe care polițiștii de la rutieră le vor afla după ce termină cercetarea la fața locului. În urma impactului violent, șoferul mașinii mici a rămas încarcerat fiind conștient și cooperant. La fața locului s-au deplasat două Autospeciale de stingere, 3 echipaje de prim ajutor și patru echipaje din cadrul serviciului județean de ambulanță Constanța. O persoană, între care și o minoră de 15 ani, au fost transportate la spitalul județean de urgență Constanța cu diverse traumatisme conștiente. Medicii spun că sunt în afara oricărui pericol. Ministerul Dezvoltării a epuizat banii pentru acest an pentru proiectele din Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, se arată într-un document al Companiei Naționale de Investiții. Este vorba despre o adresă pe care CNI, companie din subordinea Ministerului Dezvoltării, a trimis-o către compania care reabilitează cazinoul din Constanță. În adresă, Compania Națională de Investiții invocă Ordonanța 90 privind reducerea cheltuielilor bugetare și cere firmei care lucrează la casino să amâne plata facturilor, spunând că Ministerul Dezvoltării a rămas fără bani pentru acest an. Informația a fost făcută publică prima dată de deputatul Constanțean Bogdan Bola pe pagina de Facebook care anunța că guvernul nu mai are bani pentru plata facturilor pe anul acesta și că a cerut firmei ca să lucreze pe datorie sau pe caiet. Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social este un instrument financiar creat pentru realizarea de investiții menite să asigure dezvoltarea economică și socială a țării prin crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea economiei pe plan local și îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor, se arată pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Mircea Joană spune că decizia României de a cumpăra tancuri Abrams e una pe care NATO o încurajează. Într-o conferință de presă ținută la Constanța, secretarul general adjunct al NATO Mircea Joană a spus că speră ca România să recupereze deficitele de investiții din ultimii ani din domeniul apărării și să o facă inteligent investind și în oameni. România în particular și multe alte țări, NATO din Europa, nu doar din regiunea noastră, dar și din Europa, au fost decenii lungi de subinvestiție în apărare. Pentru că, după terminarea războiului rece, riscurile de securitate în Europa păreau să fie minime sau total absente. Și atunci, într-o logică de vase comunicante, riscuri de securitate mai mici, cheltuieli de apărare mai mici. România vrea să cumpere tancuri americane Abrams, iar Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat potențiala vânzare de 2,5 miliarde de dolari. Mircea Jonas a spus că acum când realizăm că războiul este posibil în Europa, este momentul să reinvestim în apărare și securitate națională. Și acum suntem în situația să realizăm că războiul este posibil în Europa, că riscurile abundă din foarte multe direcții și este momentul să reinvestim în apărare și securitatea națională. Suntem într-o fază accelerată de a recupera uh, ceea ce nu am făcut la timpul potrivit. Guvernul României a solicitat achiziționarea 54 de tancuri de luptă plus o serie de alte echipamente și elemente de sprijin logistic. Vânzarea propusă va îmbunătăți capacitatea României de a face fața amenințărilor actuale și viitoare prin furnizarea unei forțe credibile capabilă să descurajeze adversarii și să participe la operațiunile NATO. Punerea în aplicare a acestei vânzări de tancuri americane va necesita ca 22 de reprezentanți ai Guvernului Statelor Unite și 52 de reprezentanți ai contractorilor americani să se deplaseze în România pe o durată de până la 5 ani pentru a sprijini punerea în a echipamentelor și instruirea militarilor. România ar putea deveni astfel al doilea operator al tankului Abrams în Europa după Polonia. Autoritățile se pregătesc să pună în dezbatere publică programul dedicat românilor care vor să-și schimbe sobele vechi cu unele eficiente energetic. Deocamdată responsabilii lucrează la ghidul de finanțare și au un calcul ca pe lângă sobele clasice să le accepte și pe cele care folosesc peleți sau brichete de foc. Modalitatea de finanțare ar putea fi prin vouchere, iar noul program ar putea fi o extensie pentru rabla electrocasnice. Sobele pe care le vor cumpăra cei interesați de program vor avea o eficiență energetică ridicată, stabilită de standard de europene de cel puțin 80%. În acest moment, sobele din majoritatea gospodăriilor au în jur de 20% randament, adică pe lângă faptul că poluează, consumă și mai mult lemn de foc. Ministrul Mediului a anunțat și că a cerut o situație de la Rom Silva ca să știe cât lemne există în fiecare direcție silvică și cât costă după ce au apărut discuții despre scumpiri. În România, peste 3 milioane de gospodării au sobe. În Constanța au apărut primele bănci smart pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, zona Trocadero, dar și pe bulevardul Ferdinand, aproape de intersecția cu strada Mircea. Băncile inteligente utilizează energie solară, având un panou fotovoltaic senzor avansat de monitorizare a calității aerului, portul USB și încărcare wireless, Wi-Fi gratuit, dar și posibilitatea de expunere publicitară. Banca inteligentă este un nou concept fiind catalogată ca viitorul clasicelor bănci, pentru a crește interesul locuitorilor, dar și a vizitatorilor este oportuna amplasarea de bănci inteligente în apropierea fiecărui obiectiv din oraș. Banca inteligentă este o bancă alimentată solar care oferă energie electrică gratuită în aer liber tuturor dispozitivelor mobile. Astăzi a avut loc ceremonia de inaugurare a Centrului European de Instruire F-16 în baza 86 aeriană de la Fetești. Instruirea piloților români care urmează să zboare pe avioanele americane F-16 se realizează pe aparate de zbor olandeze sosite la Fetești în urmă cu patru zile. Avioanele de luptă vor deservi Centrul European de Instruire înființat de România și Olanda în parteneriat cu compania producătoare și regatul Danemarcei. Centrul European de Instruire va antrena piloții avioanelor F-16 și va crea stand dar de luptă comune între aliații NATO. Conform acordurilor negociate, România pune la dispoziție baza aeriană din Fetești, facilitățile de instruire și sprijinul națiunii gazdă. Danemarca și Olanda vin cu avioanele, iar compania Lockheed Martin asigură instructorii și întreținerea. Antrenamentul de formare al piloților români vine în contextul în care armata României se pregătește să primească 32 de aeronave F-16 achiziționate recent din Norvegia, având în vedere contextul geopolitic actual și poziția strategică a României în regiunea Mării Negre, acest centru devine esențial pentru colaborarea transfrontalieră, întărirea securității și consolidarea solidarității în cadrul NATO. Astăzi a început furnizarea căldurii în apartamentele constanțenilor acordați la sistemul centralizat. Directorul Societății Termoficare Constanța Liviu Popa spune că agentul termic va fi furnizat etapizat în tot orașul pe parcursul întregii zile. Și la Mangalia se fac probe la rece de la începutul lunii, iar zilele acestea gol term va începe furnizarea căldurii pentru locuitorii branșați la sistemul centralizat de termoficare. Primăria municipiului a majorat plafoanele pentru ajutoarele de încălzire de la 2.500 la 4.600 de lei pe membru de familie pentru pensionarii cu vârste de peste 63 de ani femei și 65 de ani bărbați, fără nicio condiție restrictivă. Familiile care au în componență o persoană încadrată în diverse grade de handicap vor beneficia de compensația procentuală de 50% fără impunerea unor praguri de venit, reamintind că prețul gigacaloriei pentru Constanțeni a scăzut în această iarnă la 350 de lei. Administrația bazinală de apă Dobrogea Litoral a semnat și ultimele două contracte din totalul celor 11 care prevăd execuția lucrărilor de protejare a litoralului românesc în cadrul proiectului Reducerea eroziunii costiere faza 2 2014-2020. În urma procedurii de licitație organizată de reprezentanții instituției, ultimele două contracte au fost atribuite companiei olandeze Van Nord, respectiv lotul 10 Mangalia Saturn și lotul 11 2 mai. Cu aceeași firmă au mai fost încheiate contracte pentru lucrările ce vor fi executate pentru lot 5 Forie, lot 6 Costinești, lot 7 Olimp, lot 8 Jupiter Neptun și lot 9 Balta Mangalia Venus Aurora. Proiectul Reducerea eroziunii costiere Faza 2 are o valoare totală de peste 3 miliarde 800 de milioane de lei, din care 85% sunt fonduri europene nerambursabile, eligibile obținute prin POIM 2014-2020, iar restul de 15% este cofinanțat de la bugetul de stat. O încărcătură de 40.000 de tone de îngrășământ suspectă că provine din Rusia sau Belarus a fost pusă sub sechestru de procurori în portul Constanța, au declarat mai multe surse care doresc să-și păstreze anonimatul. Potrivit acestora, Marfa era marcată ca provenind din Uzbekistan, însă firma producătoare spune că documentele pe baza cărora a fost trimisă Marfa sunt falsificate. Marfa a ajuns în portul Constanța pe data de 3 noiembrie la ora 5.30 cu un vapor care avea la bord în acte o încărcătură de 40.000 de tone de uree, Urea este un îngrășământ pe bază de azot care la prețul din 1 octombrie ar valora circa 16 milioane de dolari. Marfa este marcată ca produsă de compania uzbecă Uzchimio Impex LLC, cu toate acestea Uzchimio Impex LLC a transmis luni 6 noiembrie într-un comunicat de presă că urea nu a fost produsă în Republica Uzbekistan și că documentele de însoțire a mărfii sunt falsificate. În acest moment, procurorii investigează proveniența mărfii. Inițial, nava pe care a fost adusă marfa a fost reținută în port pentru verificări, iar echipajul a fost audiat, dar între timp nava a fost lăsată să iasă din port. Marfa a fost descărcată și este verificată la Vama Constanța. Vântul puternic a închis porturi și a produs pagube în județul Constanța. Toată Dobrogea s-a aflat până seară sub cod galben de intensificare ale vântului cu viteze la rafală de peste 70 de km la oră în zona de coastă. În municipiul Constanța, pompierii Isu Dobrogea au continuat intervențiile în cartierul kilometru 45, unde pe strada a morgului bucăți din acoperiș era un pericol să cadă. Echipaje de la descarcerare fripi s-au intervenit în cazul unui copac prăbușit, dar și pentru un alt arbore, în pericol să cadă în interiorul complex Suli Flămânda din Constanță. La Mangalia, un copac a fost dobărât de vânt pe carosabil pe DN39 la ieșire din Vama Veche spre punctul de trecere a frontierei, la intervenție fiind trimis un echipaj de pompieri cu auto specială. De asemenea, au fost semnalate și situații în care crângile unor arbori puneau în pericol siguranța trecătorilor și autovehiculelor. Pompierii au acționat pentru îndepărtarea pericolelor folosind inclusiv autoscara din dotare și, din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cartea de identitate provizorie este actul de identitate care se eliberează cetățeanului român în cazul în care acesta nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate. Documentele necesare eliberării cărții de identitate provizorii sunt cererea pentru eliberarea actului de identitate, actul de identitate deținut, documentele cu care se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei nașterii, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu, două fotografii de dată recentă și documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate. Important, în cazul în care solicitantul cererii de eliberare a actului de identitate nu este titularul documentelor cu care se face dovada adresei de domiciliu, este necesară și prezența proprietarului cu actul de identitate. Cartea de identitate provizorie are o valabilitate de un an. Termenul de soluționare a cererilor privind eliberarea cărților de identitate provizorii care necesită verificări în teren este de maximum 45 de zile. Detalii pe larg despre documentele necesare a eliberării cărții de identitate aflați de pe site-ul nostru dototv.ro. Începe în săptămâna cu vreme schimbătoare și valori termice mai scăzute în Dobrogea. La Constanța, cerul va fi mai mult acoperit de nori la orele amiezii. Vântul suflă până la moderat, iar temperaturile maxime nu vor depăși 12-13 grade Celsius. La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile minime vor oși la între 6 și 7 grade. Vreme în general închisă și la Cernavodă, cu nori pe cer și ceață, mai ales la orele serii. Temperaturile maxime au valori cuprinse între 13 și 14 grade. Vântul va sufla până la moderat, în timp ce temperaturile minime de la noapte vor avea valori cuprinse între 3 și 4 grade. Vreme mai mult închisă și la Mangalia, cu posibile precipitații izolate la orele a amezii, temperaturile maxime au valori cuprinse între 12 și 13 grade, în timp ce la noapte acestea vor roși la între 6 și 7 grade Celsius. De marți, vremea se mai încălzește, iar mercurul din termometre va urca până la 19 grade, însă de miercure vin ploile, iar valorile termice maxime nu mai trec de 17 grade. În etapa 16 din Superliga de Fotbal, Farul a jucat pe teren propriu cu AFC Hermanstad. Partida s-a încheiat la egalitate, iar echipa Constanțeană pierde iar două puncte importante în lupta pentru calificarea în play-off. Gazdele au deschis scorul în minutul 27 prin mijlocașul defensiv Artean și au condus până în minutul 90. În minutul 90 plus 1, jucătorul ganez Baba Al Hassan a șutat bine plasat de la 20 de metri și l-a învins pe portarul a Ioanii, 1-1 fiind scorul final al meciului de la Ovidiu. Cu acest rezultat, AFC Hermannstadt Manștad își consolidează locul 4 în clasamentul Superligii, având 24 de puncte, în timp ce Faru rămâne pe locul 7 cu 22 de puncte. Dezamăgit de golul marcat de oaspeți în prelungirile partidei după floierul final, managerul tehnic Gheorghe Hagi a primit un cartonaj roșu deoarece a făcut reproșuri arbitrului central Horațiu Feșnic cu privire la neacordarea unui fault în favoarea formației Constanțene. Andrei Artean a fost sancționat și el cu un cartonaj galben pentru un fault, motiv pentru care el nu va juca în etapa următoare meciul cu fece voluntari, programat pe 25 noiembrie. Câteodată în fotbal pare că se... sunt momente în care nu țese, nu, nu ești inspirat. Cu toții, cred că aici, când vorbim de echipă, de, de staff, de echipă, toți împreună, trebuie să vedem, să analizăm, să evaluăm, să găsim soluția, că nu putem să mergem tot așa. Cred eu că după ce marcăm gol, după ce facem lucrurile, în special de a doua, cădem puțin, vine adversarul peste noi, ne domină, ne, ne punem mingi în care o foarte multe și bineînțeles că vin și greșelile. Echipa națională feminină de basket a României a susținut al doilea meci la Constanța din preliminariile campionatului european din 2025 după o victorie 82 la 70 în prima partidă pe 9 noiembrie cu Islanda Tricolorele au întâlnit în grupa F selecționată a Slovaciei în fața cărei au cedat cu 77 la 93. Formația oaspete a condus și la pauză cu 44 la 49 iar pe sferturi scorul în duelul România-Slovacia a fost 23 la 25 21 la 24, 2 la 23 și 21 la 21. Din lotul România au făcut parte patru jucătoare de la CSM Constanța, Gabriela Irimia, Bianca Fota, Anisia Croitoru și Alina Podar, clubul de la Malul Mării dând cele mai multe basketbaliste la lot dintre toate echipele din Liga Națională.